Este oficial, în data de 3 septembrie a intrat în vigoare hotărârea de Consiliu Local care interzice circulația trotinetelor electrice în zonele pietonale. Această decizie a fost luată după ce au fost înregistrate mai multe accidente în Drobeta Turnu Severin. Decizie fermă a primăriei Drobeta Turnu Severin în ceea ce privește circulația trotinetelor electrice pe raza municipiului. Administrația locală a interzis circulația acestor mijloace de transport în zonele pietonale. Acolo au avut loc nenumărate accidente. Începând cu data de 3 septembrie anul curent, au intrat în vigoare prevederile hotărârii de Consiliul Local prin care se interzice circulația cu trotinete electrice pe aleile pietonale din municipiu. În prima fază, poliția locală va aplica ca și sancțiune avertizmentul scris, urmând ca acolo unde se constată că se încalcă în mod repetat aceste prevederi legale să se aplice și sancțiuni pecuniare, amenda în acest caz fiind de la 500 la 1000 de lei. Bătrânii și copiii sunt principalele victime, iar autoritățile s-au decis să pună stop acestor accidente. De asemenea, scopul este de a determina posesorii trotinetelor electrice să conștientizeze pericolul la care supun cetățenii atunci când se deplasează cu aceste mijloace de transport. Scopul nu este acela de a sancționa contravențional, ci de a determina posesorii trotinetelor electrice să conștientizeze pericolul la care supun cetățenii atunci când se deplasează cu aceste trotinete pe aleile pietonale. Zonele în care va fi interzis accesul cu trotinetele electrice sunt pădurea Crihala, zona de agrement Parcul Aluniș, cetatea medievală a Severinului, pe străzile I.G. Bibicescu și Teodor Costescu, pe segmentul cuprins între strada Traian și bulevardul Carol, în zona pietonală. Este interzis de asemenea accesul și pe strada Crișan, zona de promenadă.